găsit, prieteni! Suntem în a doua săptămână de primăvară. Natura începe a se revigora, iar la sate muncile agricole devin tot mai multe. Să urmărim sumarul ediției. Discutăm despre programul de subvenții pentru agricultori. Care sunt modificările din acest an, aflăm pe parcurs. Energia termică rezultată de la o plantație de 100 de hectare de salcie energetică poate asigura încălzirea a circa 7.000 de apartamente. Care este potențialul energetic și al altor plante, urmăriți în emisiune. În timp ce datele Biroului Național de Statistică arată o scădere a persoanelor rezidente în Republica Moldova, pe cale de dispariție ajung și unele sate. Astăzi vă vom prezenta un reportaj despre un sat cu un singur locuitor. În cadrul ediției curente îl veți cunoaște și pe Ion Șișianu, fost profesor de fizică din satul Țiganca, raionul Cantemir, care de ani buni colecționează rădăcini de arbori și arbuști care seamănă cu animale sau păsări. Despre toate vă povestim după generic. Un locuitor din satul Chetrișul Nou, raionul Fălești, nu se poate dezice de locul unde a copilărit și unde a crescut. Constantin Grosu este singurul locuitor rămas în sat. Frații săi au plecat și s-au împrăștiat prin lume, copiii lui la fel, dar el a rămas să locuiască în casa părintească și are grijă mai departe de gospodăria tatălui său, care i-a rămas prin moștenire. Vă invit să urmărim acum această poveste de viață. În casa de la poalele acestei păduri, de ani buni locuiește de unul singur Constantin Grosu. Traiul aici este fără utilități, fără curent electric, fără telefon. Bărbatul are o gospodărie de care îngrijește și care înseamnă de fapt viața lui. Dimineața începe de vreme, odată cu cântatul cocoșului. Mai întâi Constantin Grosu își hrănește animalele din jurul casei, apoi își gătește ceva de legurii, ca să se întărească și să aibă forțe pentru a tăia lemne sau pentru a face alte lucrări necesare pe lângă casă. Hai, luați și mâncați, fiți sănătoși și cuminți, creșteți mari. Le pregătim mâncarea la dobitoace, la porci, sunt aici. Avem câțiva porci și gâști vreo 30-40, eu pot face și mai multe, dar l-am stat numai de sămânță. Găini avem vreo 40, vacă, jițel. Nu ținem așa mult, pentru că singurel, când eram cu soția împreună, poate mai multe are și de vândut. Dar acum așa, pentru mine, pentru copii, să nu cumpărăm de mâncare. Până în anul 1980, la Pogor, așa cum îi spuneau localnicii pe vremuri aceste localități, astăzi Chetrișul Nou, erau 20 de gospodării. Însă, în ultimii 30 de ani, satul a rămas numai cu o singură gospodărie. Toți oamenii s-au mutat în satul Chetriș, din cauza lipsei curentului electric, a infrastructurii și lipsei sistemelor de comunicații. Satul era foarte departe pentru localnici, iar singurul mijloc de transport erau căruțele, care puteau să se deplaseze numai dacă era vreme bună. Cândva aici, iată, unde ne aflăm noi acum, aici era un sat foarte frumos. Nici n-aveau nevoie gospodăriile de garduri. Era totul verde, case bătrânești, micuțe, cu un gărduț micuț din uieli. De unde știu lucrul ăsta, îmi amintesc de bunia lui, prin hârtoapele astea dintre Lișoara și Ciciulea. Erau copaci de cireși, de vișin, de pruni. Și noi veneam împreună cu bunelul la cules cireș. Dealurile erau pline cu căpșuni și apoi veneam cu cârdurile de vaci, reada de vaci la Vișoara. Veneam la păscut aici, apa o luam de la fântână care se găsește și acum. Era foarte minunat, era foarte frumos. Era o gură de rai aici ca atare. Au plecat toți, în primul rând, pe vremurile și alea, au fost impuși
au impus ieșiți de aici, că aici nu o să fie sat, aici nu o să fie viață, nu o să fie încolo, nu sunt condiții. Apoi, cu încetul, lumea tot greu era și s-au dus în gurie. Părinții mei nu au fost de gata să lese casa. Ei au muncit mult și au biruit. Au ținut până la urmă. Bărbatul își aduce aminte cu nostalgie de vremurile de cândva. Erau până la 22 de case, erau copii, undeva la vreo 32 de copii erau, și mari și mici. Era școală în sat, în casa la un gospodar. Ieșem de ca aici pe șes, tot timpul, și mei mari se jucau fotbal, și mei mici în țurcă. Organizam jocuri diferite. Să-mi minte toate lucrurile astea. Deși duce o viață ca de sihastru, omul susține că mai găsește câte o persoană cu care să mai comunice. Sunt oamenii din satele vecine, care dețin terenuri în această zonă și pe care vin să le prelucreze. Iar dacă este vreme rea și oamenii nu vin în câmp, bărbatul comunică cu vietățile din jurul său. Cu câinii, cu motanii, chiar și cu pârșeii, acolo să-i ucăresc, să-i îmblânzesc. Pentru că stă la poalele pădurii, Constantin Grosu spune că mai are câteodată și vizitatori nepoftiți. Ar fi niște șacali, însă nu este frică de ei. Cel mai mult mă tem numai de Dumnezeu. Poți să mă pedepsească, ori poți să mă ajute. Un porc te-o lua, că ne-l-o faramat timp de noapte, când ne-au lătrat, dar n-am observat cine și n-am crezut, dar el era faramat, ca se vede cât de șacali. Și tot i-am ascultat, tot i-auzăm bătând, așa cum bate, că acum și din sat i-aude lumea de acum, că ca copii acolo cu glasuri diferite, așa și am auzit, dar de noi nu s-au apropiat. Și am ei cu vreo 2-3 săptămâni în urmă și gâștele ne-au atacat, vreo 25 de gâști pe dată. Dar câinii ce-au făcut? Câinii toți s-au lângă mine, s-au împrins, s-au scheunat și când am deschis ușa, apă în casă, să vă rog, știi, mine, că ei se team de dânșă. Cu ochii senind și îngândurat, rămas doar cu amintirile unei vieți pline de culoare și cu dorul în suflet, Constantin Grosu susține că este un om fericit și că are o viață parcă ruptă din povești. Realitatea în țara noastră este însă una destul de dură. Situația social-economică dificilă în ultimii ani a scăzut creșterea naturală a populației, s-a majorat emigrarea peste hotare și a crescut nivelul de mortalitate naturală a populației. În consecință, în sate scade vizibil numărul de locuitori. Pentru a diminua efectele negative produse în urma defrișărilor, cercetătorii de la Grădina Botanică din Chișinău aduc în atenția antreprenorilor agricoli câteva specii de plante energetice. Specialiștii sugerează agricultorilor să lanseze afaceri de creștere a acestor plante, deoarece, spre deosebire de alte culturi agricole, plantele energetice au o serie de avantaje. Care sunt acestea, aflăm chiar acum! Valorificarea biomasei în scopuri energetice este primordială pentru Republica Moldova, deoarece o mare parte din resursele energetice le importăm. Savanții de la Grădina Botanică Națională Alexandru Cipotaru au cercetat pe parcursul a 10 ani diverse plante energetice. Potrivit cercetătorilor, unele culturi pot contribui eficient la dezvoltarea sectorului energiei regenerabile în țara noastră și pot aduce profituri celor care produc materia primă. Suntem la o plantație de Miscanthus giganteus. Este un soi nou pentru Republica Moldova, ca soi de perspectivă, îi zice titan, fiindcă această plantă, după cum se vede, are circa 3 metri înălțime și o perspectivă foarte mare de a fi implementată și a valorifica terenurile care nu sunt destinate agriculturii. Acele terenuri marginale am putea crește această plantă pentru material de construcție. Avem nevoie de acele case ecologice și aceasta ar putea fi folosită ca material de acoperire, material ecologic, care în perioada de vară ar ține acea temperatură optimă pentru sănătate, iar în perioada de iarnă o parte din aceasta ar putea fi folosită la confecționarea brichetelor și pileților, care ar poate fi folosit pentru încălzirea caselor.
Întreținerea plantației de Miscanthus giganteus nu necesită cheltuieli mari. Cele mai mari cheltuieli sunt doar în primul an de sădire a plantației. Pe parcursul anilor de cercetare am constatat că în condițiile Republicii Moldova această plantă are o capacitate de a crește și de a forma o roadă bogată. În cercetările noastre am demonstrat că ar putea avea circa 25 până la 30 de tone de masă uscată, care ar putea înlocui circa 10 tone, 15 tone de cărbune. O altă plantă cu utilitate multiplă din colecția de plante energetice pe care o deține grădina botanică este silvia, originară din America de Nord, care, datorită capacității de absorbție a metalelor grele din sol, ar putea fi folosită la stațiile de epurare. Este o plantă cu utilitate multiplă, melifieră, fiindcă ar putea extinde conveierul de colectare și de hrană a albinilor în perioada mai tardivă, între aceea perioada de vară târzie sau primele luni de toamnă. Totodată, în perioada de iarnă, poate fi o sursă pentru producerea biocombustibilor. Poate fi folosită atât la producerea brichetelor, cât și a peleților. Totodată, în ultimul timp, sunt cercetări care menționează faptul că din rădăcina acestei plante se poate extrage substanțe biologice active, care pot fi folosite atât pentru sănătatea omului, cât și pentru producerea unor substanțe biologice active care ar putea fi folosite la tratarea împotriva insectelor și altor boli la alte specii de plante. Printre culturile de perspectivă pentru Republica Moldova, cu o valoare economică mai ridicată, este topinambur sau napul porcesc. Tuberculei de topinambur conțin vitaminele C, B1, B2, proteine, fibre, săruri minerale, inulină. Tuberculul de topinambur este și un aliment care poate fi preparat asemănător cartofilor. Tuberculei conțin o cantitate foarte mare de inulin, cei ce ar putea înlocui zahărul pentru cei care suferă de diabetul zaharat. Totodată, masa are o capacitate de a forma o masă mare de masă proaspătă, atât în perioada de vară, cât și, după cum vedeți, niște tulpini foarte groase, lemnoase, care pot fi folosite pentru încălzire, pentru confecționarea acelorși bricheți, pileți sau tocătură, atât pentru cazanele din instituțiile mai mari, cât și pentru producători sau utilizatori mici. Și de aceea noi avem capacitatea de la grădina botanică de a pune la dispoziție material săditor pentru producători, pentru a fonda unele plantații care ar avea acea utilitate despre care am vorbit, atât medicinală, cât și furajeră și melifieră, fiindcă în perioada de toamnă această plantă formează un număr mare de inflorescențe, ceea ce asigură o cantitate suficientă de hrană pentru albinele în această perioadă, când alte surse nu mai sunt. Salcie energetică este o cultură nepretențioasă, iar crearea plantațiilor de salcie energetică ar duce la includerea în folosință a terenurilor agricole neutilizate, diminuând astfel necesitatea defrișărilor pădurilor și generând combustibil ieftin. Se știe despre această specie de mai mulți ani, dar eforturile pe care le întreprind guvernanții nu au fost de a susține culturile energetice. Printre aceste culturi ar putea fi salcie energetică. După cum se vede, are o capacitate foarte mare de formare a biomasei. Acestea sunt la start de un an de zile, fiindcă poate fi recoltat odată la 3 ani sau, dacă folosim această biomasă pentru piletare, sau s-ar putea folosi și ca cultură anuală. În fiecare an s-ar putea recolta. După cum se vede, anul trecut, necătând la condițiile care au fost, capacitatea de regenerare a acestei specii este foarte înaltă. Este un hibrid adus energetic, de salcie energetică, primit din Polonia, adaptat pe parcursul la ani în condițiile Republicii Moldova, și acum acesta ar putea servi pentru fondarea unor plantații mai largi la producătorii care ar putea folosi această masă pentru producerea acelor peleți la standarde europene. Încălzirea cu plante energetice este aproximativ de 10 ori mai ieftină decât cea cu motorină și cu 30% decât cea cu gaz.
lemnul de stejar, am putea spune că are 20-22 de megajouri pe kilogram, lemnul absolut uscat, acest miscant are 19. Paile de grâne au 15-16, dar au un conținut foarte înalt de cenușă, ceea ce duce la deteriorarea aparatelor sau utilajelor de termoficare. Am putea spunem că bricheții de miscantul giganteus se primește după valoare comparativ cu cărbunile, s-ar primea 1,5 kg sau 1,7 kg de grame ar înlocui 1 kg de cărbune. Pentru bricheți pe piață am înțeles că se vând la 2000 sau 2500, depinde de calitatea lor, ceea ce e un preț mai diminuat comparativ cu acela cărbune. Este mai ecologic, fiindcă are capacitate foarte mare de absorpție a bioxidului de carbon, ceea ce spune că un hectar de topinambur ar putea înlocui 3 hectare de pădure, fiindcă pădurile au necesitate de circa 30 de ani ca să manifeste potențialul lor. Pădurile sunt considerate plămânii planetei, însă din cauza defrișărilor suprafețelor mari, atât la noi în țară, cât și în alte colțuri ale lumii, astăzi avem acele schimbări climatice care au provocat secete de lungă durată. Și după cum se vede, nici în anul acesta nu avem parte de precipitații care ar compensa într-o oarecare măsură necesitatea de umiditate pentru culturile semănate în toamnă, cât și pentru viitoarele culturi de primăvară. În luna februarie, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a dat startul campaniei de subvenționări pentru anul 2020. Mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul 2020 constituie 1 miliard de lei. O parte din aceste surse vor ajunge la producătorii agricoli care au solicitat subvenții în anul 2019, iar o altă parte din sumă constituie contribuția statului pentru Fondul Viei și Vinului și pentru subvenționarea în avans a proiectelor subvenționale. Cu ce modificări vine programul de subvenționare din acest an, discutăm în clipele următoare cu Galina Petrachi, șef Direcției Politici și Programe de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, și cu Lucia Timofti, șef Direcției Administrare și Aprobare a Proiectelor, Agenție de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Bună ziua și bine ați venit la noi în studio! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua. În premieră, programul de subvenționare din acest an, la 4 dintre compartimente, oferă posibilitatea ca dosarele pentru subvenționare să fie depuse online. Despre ce direcție este vorba? Recent a fost lansată depunerea online pentru 4 submăsuri de sprijin. Pentru stimularea creditării producătorilor agricoli, pentru stimularea asigurării, pentru stimularea achiziționării tehnicii convenționale și tehnicii pentru implementarea tehnologiei no-till și mini-till. Prin depunerea online vrem să automatizăm și să desconcentrăm anumit timp care producătorii agricoli petrec la depunerea dosarului, stând în rând la oficiile noastre teritoriale. Totodată este în proces de elaborare și un supliment la programul de subvenționare, fiind vorba aici de subvenționarea sectorului zootehnic din țară. Puteți să ne dați detalii despre acest supliment? Începând cu anul 2020, în programul de subvenționare, conform legii privind principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural, avem articolul 21 care prevede acordarea plăților pe suprafață sau cap de animal. Reieșind din faptul că la moment nu avem sistemul informațional integrat agricol, pentru prima dată în anul 2020, la moment se elaborează cadrul normativ, anume pentru acordarea plăților per cap de animal, anume pentru sectorul zootehnic, deoarece acest sector este în declin în ultimii ani și pentru a revigora acest sector, pentru a crește și pentru a asigura populația cu producție autohtonă, ne propunem anume din acest an să acordăm sprijin ca suprafață per cap de animal și să dezvoltăm acest sector. De obicei, pentru ce acțiuni depun dosarele de subvenționare agricultorii noștri?
Cele mai multe dosare ca număr sunt depuse în cadrul submăsurii 1.7, unde este stimularea creditării producătorilor agricoli, unde statul rambursează dobânda achitată de către producători către băncile comerciale. Totodată, o submăsură accesată este măsura 1.3, stimularea achiziționării tehnicii convenționale. Ca sumă, cea mai accesată este submăsura 1.6, unde este post-recoltare și procesare. Sunt mult mai multe măsuri de sprijin, deoarece avem practic 5 măsuri de sprijin, dar în cadrul la fiecare măsură de sprijin sunt și alte submăsuri. În total sunt peste 16 submăsuri. Avem și la plantațiile multianuale, ceea ce ține de arbuși fructiferi, plantația viței de vie, soiuri de masă, soiuri tehnice, pentru consolidarea terenurilor agricole, pentru instalarea de suporturi în plantații, pentru instalarea sistemelor antigrindină, fiindcă este foarte important ca să protejăm terenurile agricole. La fel avem pentru consolidare de terenuri și pentru dezvoltarea infrastructurii care este aferentă exploatațiilor agricole, deoarece producătorii agricole au o exploatație, dar nu dispun de apă, canalizare, de toată infrastructura care să facă mai accesibilă această exploatație agricolă. Deși AIPA și de data aceasta vine în întâmpinarea agricultorilor, propunându-le să-și asigure roada, antreprenorii nu se grăbesc să depună astfel de dosare pentru subvenționare. Care este motivul? Din păcate, la moment avem doar 2-3% din suprafețele agricole asigurate. Pachetele care sunt prezentate de către companiile de asigurare, mulți producători nu le convin acele riscuri care se asigură, doresc să fie mult mai multe riscuri care să poată fi asigurate și anume de ce pot fi asigurate. În acest context, la moment este în proces de elaborare a noului cadru legal anume pentru asigurarea în agricultură și se duce o discuție anume între producătorii agricoli și companiile de asigurări ca să ajungă la un numitor comun, ca să fie atât profitabil cât pentru companiile de asigurare, atât și pentru producătorii agricoli. Fiindcă noi, ca reprezentanții statului, dorim ca agricultorii să-și asigure producția, fiindcă vedem de la zi la zi cât de mult se schimbă condițiile climaterice, de ce avem nevoie ca producătorii agricoli să fie responsabili de investițiile care le fac, de producția care o cultivă și să-și asigure această producție ca să nu ajungă la un moment dat când au introdus foarte mult investiție, muncă și roada este compromisă în urma unor calamități naturale. Orică este grindină, orică nu plouă sau cum avem iarna aceasta nu este zăpadă. De aceea considerăm că un cadru normativ care va fi atât în favoarea producătorului cât și asiguratorului, va fi benefic pentru asigurarea în continuare. Ce alte modificări conține programul de subvenționare a agricultorilor pentru anul 2020? Au fost aprobată o hotărâre de guvern nouă, prin care pentru acordarea sprijin financiar la 3 măsuri noi pentru dezvoltarea sectorului rural, prin care vrem să subvenționăm, să ajutăm autoritățile publice locale, cât și pentru dezvoltarea activității non-agricole. Acum este lansat apelul de depunere a dosarelor până în mai 2020. Așteptăm depunerea dosarelor care urmează a fi evaluată de către Comisia de Evaluare și Selecție din cadrul Ministerului. La fel, pentru a stimula tinerii și femeile din localitățile rurale pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a deschide noi afaceri, este nevoie de susținere. La fel, pentru această categorie de beneficiari se acordă pentru 5 tipuri de măsuri de sprijin, anume pentru înființare de plantații, pentru procurare de animale de prăsilă, pentru renovarea fermelor, pentru investițiile efectuate în infrastructură post-recoltare a produselor agricole. La fel, pentru anul acesta suntem în proces de modificare atât a legii cu privire la principiile de subvenționare în agricultură și mediul rural, cât și a regulamentului de subvenționare. Ca principale modificări care ne le propunem este extinderea plafonului de vârstă de la 35 de ani până la 40 de ani, ca să mărim spectrul de potențiali beneficiari, anume tineri, ca să-și extindă afacerile. Anul acesta schimbări radicale nu efectuăm, deoarece suntem deja în pragul elaborării unei noi strategii de dezvoltare a agriculturii și deja din anul următor deja vom procede la elaborarea noilor modalități de subvenționare în agricultură și mediul rural. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite și vă mai așteptăm la noi în studio. Mulțumim! Mulțumim! Vă
Vârsta nu este un impediment pentru a realiza lucruri deosebite. Acest fapt este demonstrat și de un fost profesor de fizică din satul Țiganca, raionul Cantemir, care de ani buni adună rădăcini de arbori și arbuști, formele cărora amintesc de unele animale sau păsări. Ce a reușit să meșterească fizicianul din Țiganca, vedem chiar acum. La cei 80 de ani, moșianul n-are o clipă de astâmpăr, mai ales că gospodăria de pe lângă casă nu e una mică. Dar acest fapt nu împiedică pe bărbat să observe printre rădăcinile arborilor și arbuștilor diferite forme, chiar și atunci când despică lemnele, descoperă că natura însăși poate fi un pictor desăvârșit. Dacă noi, voi, parcă-i bufniță, copac, care țeat la foc și noi s-am găsit. Fericii. Rădăcinile Ion și Șianu le colectează de câteva decenii. Și de salcâni rădăcini, și de salci, de agut, că natura descoperă atâtea frumusețe sunt. Numai omul trebuie să le vadă, să le observe. Rând pe rând, gazda ne arată lucrările. Dacă asta ar fi o focă. Ar fi un strus care fuge. Și un alt cocostârc ne mai este prezentat alături de un alt personaj. Un monstru de baltă. Figurile din rădăcini, oamenii le văd în dependență de imaginația lor, susține fostul dascăl. Cu imaginația lui de denumiri diferite. Altul vede o vulpe, altul verde, diferite figuri. Fostul profesor de fizică mai spune că în trecut chiar și elevii, știind de pasiunea sa, arătau forme neobișnuite de rădăcini, în speranța că poate printre ele va găsi ceva special pentru lucrările sale. Lucram cu elevii la deal, îi găseau câte o rădăcină și Ivan, de cum știu că eu și mi-a adus eu. Chiar eram la lucru cu copiii și copiii de știu că orice rădășime o strângeau. Ivan Nistorovici, ia că tu rădășime, ia vedeți ce seamănă. Și el toată viața când vede ceva, lege cu lege și prelucrează. O parte dintre lucrări Ion și Șianu le dăruiește. Și apropo, în trecut buturugile erau vopsite, însă mai multă lume i-a sugerat bărbatului să le lase astfel cum le-a creat natura. Până în prezent, lucrările fostului profesor au fost prezentate la sărbătorile din localitate, dar și la o expoziție raională. Și ar mai fi lucruri de povestit despre fostul dascăl de la Țiganca. Bărbatul spune că încă din copilărie avea o atitudine deosebită față de pâine, din motiv că își amintește bine perioada foamei din 1946. În gospodăria fostului dascăl și astăzi este păstrat tacâmul în care era pregătită mâncarea în acea perioadă. Acesta este tacâmul de care Ion Șianu nu se desparte nici la cei 80 de ani. În acesta, în perioada foamei, din anul 1946, era gătită mâncarea. Ia că asta se numește chiu. În 1946, în Trânța, fermam rădăcini de papără. Din baltă se usca și aveam 7 ani. Se termina rădăcini de papără, nieri de bețe de răsărită. Tot aici fermam și cu o mânișoară de crupi, de făini, făcea turte și țin și acum rădăcini de papă, parcă era așa de dulci și buni. Șirul amintirilor nu se termină aici. Am avut noroc. Tata, fiindcă o aflam înainte, într-o scârtă mare, o ascuns un butoi cu cerealuri, cu popușorul, cu, nu ține minte, cu ce noaptea să ducem ca noi să nu vedem. Scotec de o mână și tot aici ferma. Da, pe urmă, s-o termina și popușor și spune lui mama, mai Marie, am terminat toate cele, ce mai facem?
de acum primăvara a început să iasă verdețul de pe drum Coloșelul Popii. Dar nu prea se vede acum. Mâncam, da, până susai. Știi ce înseamnă susai? Începem pe deal, strângem câte un braț de susai, mâncam și eram sătui. Ochinși în pod rupti. Când cu foamte, asta era cea, cea mai bună delicatesă, numai că era tare puțin. Să nu că la școală, tot așa, nu știu, niște copii, hai și le povestesc că dumneavoastră spuneți niște povești care nici nu se închipă așa ceva, prin câte am trecut. Ion Șișeanu este originar din satul Țiganca, raionul Cantemir. Acestea au fost subiectele de azi. Vă așteptăm din nou în fața ecranelor duminica viitoare la aceeași oră. Iar dacă cunoașteți oameni și istorii care merită să fie auzite, contactați-ne la numărul de telefon 022 739 470. O duminică frumoasă să aveți! Toate bune!